Hei, salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou filmuleț! Astăzi vreau să vă prezint ce-am făcut eu de planul cu MLS. Stați aici pentru că urmează o poveste foarte, foarte interesantă. Dar înainte de a începe, vreau să vă reamintesc să vă abonați la acest canal pentru că vor urma multe alte filmulețe interesante. Și acum să începem! Pentru cei care nu mai țin minte sau nu mai știu, planul MLS a fost foarte, foarte interesant. Avem aici 4 jucători foarte, foarte interesanți din MLS, iar fiecare era de la o echipă. Ideea era că echipele lor erau în semifinale și cine trecea de aceste semifinale primea plus 4, iar cine câștiga finala încă plus 4. Deci, teoretic, unul dintre acești 4 jucători va ajunge la 92, iar altul va ajunge la 88. Dar care? Asta este o întrebare foarte, foarte bună. Așa că haideți să vă arăt ce am făcut eu. Intrăm la primul jucător pe care l-am făcut. Acesta este Cam 84 Lodeiro. După cum știți, aveați nevoie de o cupă care putea fi obținută doar de la un eveniment special pus de ei. Deci, nu puteai face planul chiar când vrei tu. La sfârșit, o să vedeți de ce este foarte important că l-am făcut pe Lodeiro acum. Haideți să terminăm de pus jucătorii, pentru că era o groază de jucători de pus. Și nu era chiar ieftin acest plan de făcut. Haideți să terminăm. Încă puțin. Și claim. Haideți să vedem cum arată Lodeiro de 84. Iată Lodeiro 84 Cam de la Seattle Sounders. Foarte, foarte interesantă cartea, dar mai interesantă va fi la sfârșit, credeți-mă. Și după ce am făcut acest plan, a mai trecut ceva timp, a mai apărut o cupă și am putut să mai fac încă un jucător tot cu aceleași cerințe. Și ce jucător să aleg eu? Ei bine, l-am ales pe acest jucător, Chiman, 84, fundaș central. Dacă nu știți, acesta este unul dintre cei mai buni fundași centrali de 84. Are o viteză foarte, foarte mare și este important ca la un fundaș central să ai viteză mare, să prindă atacanții din urmă sau să-i prindă pe o parte sau pe alta. Din păcate, această carte nu a crescut, vă spun de pe acum, dar dacă aveți ocazia să o cumpărați de pe market, chiar merită. 84 Chiman este un fundaș excelent, credeți-mă, l-am avut și eu mult timp. Plus că dă foarte bine cu capul la loviturile de colț. Dar gata cu vorba, să vedem cum arată Chiman de 84. Iată, Chiman 84, fundaș central. Din nou vă spun, unul dintre cei mai buni fundași centrali din acest joc. Dacă aveți ocazia, cumpărați-l de pe market acum că tot e ieftin. E super bun, credeți-mă, merită toți banii. Și am ajuns și în ziua finalei. Mai erau două echipe care puteau câștiga finala. Seattle Sounders și echipa din Toronto. Pe băiatul de la Seattle Sounders, dacă țineți minte, l-am luat prima dată, dar l-am vândut. Cum l-am luat, l-am și vândut. Și pentru că nu știam pe cine să aleg între Giovinco și Lodeiro, v-am întrebat pe voi pe Facebook. Iată, aici este postarea și aveți răspunsurile voastre. Majoritatea ați spus Giovinco. Apropo, dacă nu mi-ați dat încă like pe pagina de Facebook, ar trebui să o urmăriți, că este foarte interesantă. Dar după cum spuneam, majoritatea comentariilor spun Giovinco, Giovinco, câțiva Lodeiro, dar majoritatea Giovinco. Și chiar Giovinco am crezut și eu că o să câștige finala. De altfel, echipa lui era favorită. Așa că, ce să vezi, l-am făcut pe Giovinco. Dacă acesta ajungea 92, era foarte, foarte interesant. Pentru că era și poziția LF, o poziție foarte rară în acest joc. Cred că doar la Lacazette este peste 90 LF. După cum puteți vedea, avem nevoie de două cupe, din nou obținute la evenimentul live special făcut de ei, care era disponibil doar când vroiau ei, și foarte, foarte mulți jucători. Și elit, și de aur, și de argint. Dar, într-un final, am făcut rost de toți și l-am făcut pe Giovinco. LF, iată cum arată, o carte foarte, foarte bună. De altfel, am cartea lui care este Striker și este excelentă, vă recomand. Și acum am așteptat finala. Să vedem, câștigă Giovinco, se face de 92, sau câștigă Lodeiro, pe care l-am făcut prima dată, dacă mai țineți minte, dar l-am vândut foarte, foarte repede, când era de 84 l-am vândut. Și, ce să vezi, la penaltiuri a câștigat Seattle Sounders. Deci, Giovinco-a meu a rămas de 88,
și Lodeiro a ajuns să fie de 92. Deci, dacă țineam doar prima carte pe care am făcut-o în acest plan, eram boier. Aveam un cam de 92, care era mult mai scump acum. Dar așa a fost să fie, e bun și Giovinco de 88. Voi, ce ați reușit să faceți din acest plan, lăsați un comentariu și spuneți-mi ce jucători aveți din MLS, dacă v-a plăcut vreunul și nu uitați de Chiman, recomandarea mea. Mulțumesc pentru vizionare, dacă v-a plăcut filmulețul, nu uitați să-i dați un like ca să știu și eu și până data viitoare, v-am spus, vă invit la mine pe Facebook unde găsiți lucruri foarte interesante despre FIFA Mobile. Numai bine, prieteni, pa, pa!